Sănătate și bine revenit printre marturii cripto la o nouă ediție a știrilor din lumea criptomonedelor. Vicin apare în top 50 furnizor de servicii pentru trasabilitatea alimentelor la nivel mondial, fiind liderul revoluției blockchain. Perspective noi despre metaversul și buy-in-ul vor fi dezvăluite curând în spațiul Twitter. Moneda nu va fi listată pe trei noi exchange iată ce se va întâmpla cu prețul. Un fost milionar Dogecoin dezvăluie cel mai bun moment pentru a investi în PP. Litecoin se îndreaptă spre o creștere a prețurilor pe măsură ce numărul portofelelor Litecoin și ecosistemul explodează. În Argentina se lansează un curs de introducere în Bitcoin unde participanții vor învăța elementele de bază ale rețelei Lightning și ce capacități suplimentare aduce Bitcoin. Prețul monedei Bitcoin pentru luna mai Mult așteptat o upgrade de la Bitcoin Cash a fost lansat dezlănțuind caracteristici transformatoare. Instituția sex solicită respingerea petiției Coinbase argumentând că firma a cerut prea mult, prea devreme, în timp ce agenția nu are obligația de a-i îndeplini cerințele. Directorul de risc al Corporației Federale de Asigurări a Depozitelor declară că managementul defectuos al băncii sănături este cauza principală a eșecului, ne reușind să înțeleagă riscurile asociate cu criptomonedele. Banca BNI Melon se angajează în inițiative pe termen lung privind activele digitale. Irakul interzice tranzacțiile în dolari american pentru a stimula utilizarea dinarului irachian. Corea de Sud va lansa plăți offline CBDC prin telefoanele Samsung Galaxy. Grupul G7 s-a întâlnit în Japonia, unde au discutat despre CBDC-uri și reglementarea cripto cu scopul de a implementa rapid regula de călătorie pentru activele cripto. Consiliul Uniunii Europene a aprobat regulamentul emblematic MICA și noile măsuri împotriva spălării banilor prin transferurile cripto. IOTA și unește forțele cu Uniunea Europeană pentru a combate spălarea banilor și terorismul utilizând tehnologie de ultimă oră. Cam atât în ediția de azi, toate le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spunul trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spăr la colecta cât mai multe criptomonede.